Cresc din nou ratele românilor. Banca Națională a României a decis majorarea dobânzii de politică monetară la 7% pe an. În plus, economiștii de la BNR preconizează că inflația va ajunge la 16,76% în urma majorării prețurilor la alimente. O nouă veste proastă pentru români chiar de la începutul acestui an, asta pentru că rata de dobânzii de politică monetară a crescut de la 6,75% la 7% începând de mâine, 11 ianuarie 2023. Ei bine, acest lucru se va resimți direct în ratele pe care românii le plătesc, asta rate care au crescut în ultimul timp și cu peste 50%. Creșterea ratei dobânzii de politică monetară atrage după ea mai multe lucruri. Banca Națională a României a adoptat această decizie astăzi într-o ședință a Consiliului Administrației pentru a combate inflația. Inflație care, spune BNR-ul, că a ajuns astăzi la un nivel foarte mare. Știm foarte bine că în luna noiembrie BNR spune acum concret că inflația era la un nivel de 16,76%, cel mai mare de altfel din ultimul timp. Însă vedem că toate aceste pârghii pe care le folosește BNR se reflectă direct în ratele românilor, vă spuneam, care vor crește de mâine simțitor, astfel încât vor fi notificați de la bancă că vor avea mai mult de plătit în fiecare lună.